Tyrannosaurus Rex este unul dintre cei mai cunoscuți dinozauri și, după cum arată un studiu recent, acesta era adaptat alergatului de rezistență. Cercetătorii Universității Maryland, Statele Unite ale Americii, susțin că acest stil de alergare se dovedește a fi cel mai eficient din punct de vedere evolutiv. Studiul care a ajuns la aceste concluzii susține că acestea pot fi extinse și asupra altor specii mari de dinozauri. Pentru a înțelege modul în care alergau teropozii, dinozaurii carnivori, oamenii de știință au măsurat valori legate de membrele, postura și masa corporală a 93 de dinozauri din diferite specii. Toți acești factori au fost folosiți pentru a calcula vitezele maxime pe care acești dinozauri le puteau atinge. Cercetătorii au descoperit că picioarele lungi ofereau posibilitatea dinozaurilor de a fi alergători rapizi, dar că asta nu se întâmpla și în realitate. În cazul T-Rex, picioarele lungi îi ajutau să mențină un ritm constant atunci când urmăreau animale mai rapide, dar care oboseau repede. Teropodele au fost un grup de dinozauri care au dominat ecosistemele terestre în urmă cu 252-66 de milioane de ani, iar cercetătorii sunt de părere că faptul că erau bipede a reprezentat un avantaj important. În cadrul studiului au fost luate în calcul specii ușoare, care cântăreau doar 5 kg, și specii masive, precum T-Rex, care putea ajunge și la 9.000 de kilograme.